au început speculațiile politice în legătură cu cele 50 de secunde în care domnul Vladimir Putin l-a așteptat pe domnul Erdogan la întâlnirea de la Teheran. Se interpretează cele 50 de secunde în care Putin s-a uitat la pereți în fel și chip. După opinia mea, asta nu înseamnă absolut nimic în ceea ce privește relațiile dintre cele două state, care sunt relații bune, sunt relații normale, sunt relații echilibrate și să nu uităm o secundă că Turcia este totuși un membru consecvent NATO.